Farmația feminină de volei CSU Medicina, CSZ Târgu Mureș, ocupa poziția secundă a clasamentului cu 4 victorii și un singur set pierdut după Dinamo Romprest, care nu a cedat până în etapa 5-a niciun set. Însă fetele lui Alexandru Ihaz nu trebuie subestimate. Ambiția de a ajunge pe primele locuri în clasament și jocul bun prestat în teren îi dau toate șansele să bifeze o victorie în fața oaspetelui CSU Medicina CSZ Târgu Mureș. Ce? Deci Diana încă nu i-a trecut complet, deși joacă. Boiana Stoicovici are probleme, a făcut întindere înaintea meciului cu Blaju și încă nu a reușit să-și revină complet și nici nu a început toate antrenamentele. Indiferent de problemele care s-au evit în ultima perioadă la echipă, noi mergem la victorie, pentru că, din punctul nostru de vedere, trebuie să câștigăm acest meci. Echipa mureșană vine după o înfrângere suferită în fața campioanei ultimei ediții Știința Bacău, care s-a impus cu 3-0 într-o partidă restanță din etapa a 4-a diviziei A1. Mureșenjele au întrerupt astfel șirul victorilor. Iubitorii sportului dâmbovițan sunt așteptați cu mic cu mare în sala sporturilor din Târgoviște sâmbătă 9 noiembrie, ora 17, să încurajeze echipa CSM Târgoviște în confruntarea cu CSU Medicina CSS Târgu Mureș. Iată clasamentul diviziei A1 la volei.